M-am gândit să fac un experiment, să-l pun pe Cristiano Ronaldo la Dinamo, iar la FCSB l-am trimis pe Messi. Să vedem care are un impact mai mare asupra echipei. O să schimb și formația de joc. După câte se vede, la Dinamo aparent au rămas, chiar și după ultimul update pe care l-am făcut, au rămas jucători din sezonul trecut, însă îl avem pe Cristiano Ronaldo. O să schimb formația de joc. Pun un 4, cred că 4-2-3-1 este formația ideală pentru Dinamo. Îl pun pe Cristiano în atac. Sorescu o să joace fundaș dreapta, cel mai bine. Albentosa cu Pulici o să fie în apărare, la mijloc aparent este Anton cu Ianuș Gol. Pe poziție de Câamă o să-l pun pe Fabrini. Prea multe variante nu sunt. Un Răuț aici, care o să fie pe bancă. Adam Nemeț. O să încerc să pun jucătorii cu cel mai bun overall pe bancă. Cam așa cred că este ok. Și la portare avem Kongsa și Eșanu, care sunt la același nivel, practic. Nu există o diferență prea mare în favoarea vreunuia dintre ei. Pe Morsei în stânga. Altceva nu mai avem. Hai totuși moldoveanu. Și vedeta echipei Cristiano Ronaldo. De asemenea, o să caut acum să vedeți că l-am pus și pe Messi în echipa FCSB-ului. Messi la FCSB cotat la 103 milioane de euro. O să simulez tot sezonul și vedem la sfârșit, cu toate că FCSB are o echipă, un lot oarecum mai valoros față de Dinamo, standard. Să vedem totuși ce impact are Cristiano la echipă. Simulez până la final și vedem care sunt rezultatele. Da, aparent, hai să vedem. O să ies de aici. Mamă, un 53 overall. E dezastru. Mă rog. Ronaldo a scăzut. A scăzut 2 puncte. Jucăm și ce dracu jucăm aici, mă, cupă. E cupă. Hai să vedem care e treaba cu această cupă. Am luat bătaie cu 2-1. Un rezultat tot mai bun. Hai să vedem rezultatele echipei. Deci, în campionatul normal, Craiova a terminat pe 1. Dinamo, iată, noi am reușit să terminăm pe locul 2. Incredibil ce rezultate a scos echipa. FCSB-ul în spatele nostru pe 3. CFR 4, Vincenii 5 și restul. Voluntari pe ultimul loc. În play-off am terminat pe locul 4, cu toate că am început play-off-ul peste FCSB. În timp ce aceștia au reușit să câștige campionatul cu 8 puncte avans. Se vede aparent una lui Messi și a lui Cristiano. Dinamo, o echipă care nu prindea play-off-ul de obicei, reușește acum să se claseze pe locul 4. La retrogradare, Viitorul gen pe prima poziție. Hai să vedem și golgetării. Iată, Cristiano Ronaldo a ieșit golgetărul campionatului cu 25 de goluri. Messi pe locul 2 cu 23 de goluri. Niște scoruri incredibile. Ronaldo 39 de meciuri, Messi 40. Asisturi, Messi pe primul loc cu 10 goluri. Iată și Cristiano este pe locul 4 cu 6 asisturi.
pe 2 și 3 Cicâldeu de la Craiova și Costache de la CFR. Clean sheet, aici l-avem pe Arlauschi de la CFR, Nici Nemire cu Dan Petrescu, antrenor. Cartonașe galbene, iată și aici Cristiano Ronaldo este în top. Messi nu apare. Cristiano Ronaldo, locul 1 la cartonaș. La cartonașe roșii, Marius Constantin, nimic nou în Liga 1. În cupă, hai să vedem și aici. Golgetter este Cristi Dumitru. Messi apare și el cu un singur gol marcat. La asisturi, tot Messi are un singur asist. Nu sunt foarte multe detalii interesante aici. Hai să vedem ce statistici au și ceilalți jucători. Cred că aici. Eșanu a jucat 13 meciuri, Kongshav 29, aparent norvegianul a fost titular. Steleanu Filip, funda stângă, 29 de meciuri, un gol, un asist. Radu a jucat și el destul de multe meciuri. Mai e Pulic în apărare cu 23 de meciuri. Albentosa 29, Grigore 11, aparent toată lumea a jucat. 14 Bejan, Eman, Sorescu, 41 de meciuri, 3 goluri, 3 asisturi, Ianuș Gol, Paul Anton, 38 de meciuri, puține goluri și asisturi din partea lui, Șerban, iată că nici aici nu joacă, Răuță, 21 de meciuri, un gol și un asist, e o medie bună pentru el, Morsei a jucat mai puțin, Blejda, 11 meciuri. Fabrini, iată, 42 de meciuri, 10 goluri, 3 asisturi. Cred că este al doilea, zic eu, după Cristiano, însă să vedem. Robert Moldoveanu, la fel de slab și în joc, ca și în realitate de altfel. 8 meciuri, niciun gol, un singur asist. Borcea, a jucat și el 4 meciuri, fiind un jucător de perspectivă. Vlad Achim, 33 de meciuri, 3 goluri, 3 asisturi, foarte bine. Bani, 4 meciuri a jucat. Gianni Crețu, Nepomuceno, iată, a jucat foarte multe meciuri, 30 la număr, 5 goluri, 5 asisturi. Cristiano Ronaldo a făcut cumva să ridice nivelul celorlalți jucători, practic. Eșanu are 11 meciuri. Nici o realizare prea importantă. Pacpala a prins 2 meciuri. Nemeț a înscris 3 goluri în 9 meciuri. Foarte puțin. A scăzut și 6 puncte la UBR. Măgureanu. Iată, Măgureanu a fost foarte utilizat. 32 de meciuri. Practic a fost colegul lui Cristiano din atac în acest sezon. Diferența mare între cei doi. 32 de meciuri pentru Măgureanu, numai 2 goluri și un asist, pe când Cristiano 40 de meciuri, 25 de goluri și 6 asisturi. Foarte multe goluri înscrise de el. De asemenea, este o performanță pentru Dinamo că a prins play-off-ul. De obicei în simulări nu se întâmplă lucrul acesta. Se vede totuși că au venit acești balauri în campionatul României, ceilalți jucători, practic, nu prea mai contează, însă avem iată o surpriză, eu acum am văzut. Doru Popadiuc, pe locul 3, în topul golgetărilor, cu 18 goluri, foarte multe goluri marcate de el. Dar tot Ronaldo și Messi sunt pe primele două locuri. Sunt curios totuși să văd ce s-a întâmplat și în... Dacă mi-arată, da. Ia să vedem în cupă. În cupă ne-a scos FCSB, ne-au învins cu 1-0. Mai departe au scos pe Craiova. În semifinale au învins FC Argeșu. Și au câștigat finala cu Viitorul. Iată, FCSB câștigă și cupa și campionatul, deci cam asta ar trebui să facă Nea Gigi ca să câștige iar campionatul, aparent. Să-l aducă pe Messi la echipă. Mai avem aici...
nu înțeleg care a fost treaba asta cu play-off-ul. Mă rog. Supercupa Europei câștigată de Bayern. În Champions League, Borussia Mönchengladbach câștigă Champions League. Incredibil, o învinge pe Real Madrid în final. În grupe, Atletico cu Bayern, Real cu Gladbach, care nu s-a calificat ușor, se pare că a avut grupă grea cu Interul. Manchester City, Porto aici, Olympic cu Marseille, echipa lui Radu Banciu, n-a făcut mare lucru, ba chiar a fost umilită în această grupă. Aici Liverpool, Atalanta, un rezultat normal. Sevilla cu Wisla Cracovia. Iată Chelsea, incredibil, umilință mare pentru Chelsea să încheie pe 3 într-o grupă cu Sevilla, Wisla Cracovia și Ren. La Ren nu-i ceva nou, că a bătut-o și CFR-ul de 2 ori. Mai departe avem Lazio, Dortmund, Club Brugge, Young Boys, Berna. Iată, Young Boys se face de râs în Champions League, după ce în realitate a scos-o pe CFR Cluj și pe Ferencvaros, arătând a fi o echipă puternică. Iată, în grupele Champions League aici n-a putut scoate mai mult de 3 puncte. Au încasat totuși 16 goluri în 6 meciuri, incredibil de mult. Mai departe avem Barcelona cu Juventus, care s-au calificat. O grupă în care lucrurile au mers cum se aștepta toată lumea. PSG, Manchester United, la fel, fără surpriză. Etapa următoare, Porto a scos-o pe Liverpool. Manchester United o învinge pe Lazio, Gladbach o scoate pe Manchester City. Foarte multe surprize până acum în această carieră. Bayern o distruge pe Paris Saint-Germain, un 6-1 la general. Barcelona trece greu de Atalanta, 3-2 la general. Real Dortmund 3-0. Sevilla Juventus, foarte grea dubla pentru Juventus fără Cristiano. Și Atletico o învinge pe Cracovia cu 4-2. Mai departe, Real a trecut de Porto. Gladbach o învinge și pe Barcelona cu un 4-3 la general, după ce o bate acasă cu 3-1, incredibil. Bayern trece de Juventus cu 4-0. Manchester o învinge pe Atletico 4-2 per total. În semifinale, 4-0 categoric din partea lui Real Madrid în fața lui Bayern. Și Gladbach, surpriza acestei cariere, care se califică în finală după ce o elimină pe Manchester United. Și în finală, o altă mare surpriză, Real Madrid, care e specialistă, să zic așa, în finalele de cupă europeană, este învinsă de Gladbach cu 2-1. Avem și Europa League, unde, iată, AC Milan, Zlatan Ibrahimović, o învinge pe Leipzig 2-1 și câștigă competiția. Astea sunt rezultatele acestei cariere, care avea ca scop să pună în prim plan diferențele pe care le pot face Cristiano Ronaldo și Messi într-o echipă, și iată că au fost rezultate foarte bune obținute de ambele echipe. FCSB reușește să câștige titlul, în timp ce Dinamo prinde play-off-ul. Super, super rezultate în această carieră și foarte multe surprize. Cam atât a fost cu acest episod. Cam atât a fost cu acest clip. Ne auzim la următorul. Ciao!